În seria manifestărilor organizate cu ocazia centenarului Marii Uniri de la 1918, se înscrie și rememorarea zborului Unirii. Rămas multă vreme în anonimat, acest zbor, realizat pe 23 noiembrie 1918 de locotenentul Vasile Niculescu și capitanul Victor Precup, a fost unul din momentele importante în desfășurarea evenimentelor premergătoare actului de la 1 decembrie de la Alba Iulia, care a consfințit unirea Transilvaniei cu România. Consiliul Național Român din Transilvania a decis organizarea unei mari adunări populare în urma desemnării a 1228 de delegați pentru această mare adunare, dar interesau foarte mult care este părerea și care este sugestia României și a conducătorilor României. De aceea au luat decizia ca trei delegații să meargă pe itinerarii diferite ca să ajungă și să prezinte lui Ferdinand I, primului ministru, și cu generalul Constantin Prezan, care era șeful marelui cartier general al armatei. Prima care a ajuns, o delegație formată din capitanul Victor Precup, care a fost în armata imperială, dar din 13 noiembrie, printr-un document, i s-a recunoscut apartenența la Legiunea Națională Română. Este un document în acest sens. Împreună cu profesorul Nicolae Bălan, care era preot și care ulterior a ajuns mitropolitul Ardealului, au făcut deplasarea pe itinerariul Sibiu, Cluj, Reghin, Bistrița, Vatra Dornei și au ajuns la Iași. Fruntașii politici ai României, printre care și Ionel Brăteanu, a solicitat acestor reprezentanți să ducă și mesajului personal și a generalului Prezan într-o mapă. Se pare că în acea mapă a fost și un mesaj din partea regelui, să ducă cu avionul. Și s-a desemnat grupul aeronautic 2 de la Bacău să execute această misiune de zbor ca să transmită aceste documente la Consiliul Național Român de la Blaj, acolo unde, practic, era o zonă degajată, autoritatea română deja era stăpână pe situație. În aceste condiții, pe bază de voluntariat, s-a ales cel care să execute acest zbor în calitate de pilot, și a fost ales locotenentul Vasile Niculescu, care avea experiență de zbor foarte mare, inclusiv în condiții de război. Avionul a fost pregătit în așa fel încât să poată să asigure o autonomie de zbor de dus și întors. Și pe 23 noiembrie s-a decolat de la Bacău spre Blaj, cu echipajul format de locotenentul Vasile Niculescu și capitanul Precup, care pe lângă această mapă cu documente aveau și câteva mii de manifeste care trebuiau împrăștiate în localitățile din Transilvania. Zborul a durat 2 ore și 15 minute și s-a desfășurat în niște condiții vitrege și din punct de vedere meteorologic, dar și din punctul de vedere al suprafaței de survol, care era sub autoritatea maghiarilor și care, evident, în cazul unei aterizări forțate, era o situație extrem de dificilă pentru echipaj și nu își îndeplineau misiunea. Aterizat cu bine la Blaj, au fost înconjurați de o mulțime care venea în valuri, cu multă căldură și cu mult entuziasm, au fost întâmpinați, au fost ridicați pe brațe, au fost priviți ca niște zei, și expresia care a fost folosită atât de locotenentul Vasile Niculescu într-o relatare a ceea ce a simțit el, cât și de un preot, Ionel Pop, a venit solia mântuirii noastre.
La 100 de ani distanță, episodul zborului Unirii a fost refăcut de către piloții bazei 95 aeriană, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu din Bacău, pe 20 noiembrie, printr-un zbor Bacău-Blaj, executat cu o formație de 5 avioane de vânătoare IR-99 Șoim și un avion de transport C-27J Spartan. Au fost condiții aproape identice cu zborul de acum 100 de ani, cu zăpadă, 15-20 cm la Bacău cel puțin. Condițiile dimineața erau chiar destul de grele, cu plafon jos la 300-400 de metri, dar spre surpriza noastră s-au îmbunătățit și aici a fost chiar foarte bine, la Blaj, Alba Iulia. Cum arăta Blajul? Foarte frumos arată de sus, ce pot să vă zic. Nu se poate spune în cuvinte, trebuie întâi să zbori să vezi exact. Este o deosebită onoare, având în vedere că mă aflu la început de carieră să fiu selectat și să fac parte din acest echipaj. A fost extraordinar pentru mine, o misiune care zic eu a fost îndeplinită cu succes. Am făcut o formație strânsă, o unire deasupra Blajului după 100 de ani de la Marea Unire, de la zborul unir. La Blaj, avioanele din Moldova au fost așteptate la fel ca acum 100 de ani, de o mulțime de oameni din oraș, îmbrăcați în straie tradiționale cu drapele tricolore, dornici să primească veștile de la Guvernul României. Chiar dacă avioanele nu au aterizat de această dată pe Câmpia Libertății, momentul înmânării documentelor a fost rememorat pe 20 noiembrie. Cine sunt stăpâni, măi băiete, aici? Românii, mă rog frumos, domnule! A fost un zbor foarte important, petrecut în 23 noiembrie 1918. Capitanul Vasile Niculescu și locotenentul Vasile Niculescu, aviatorul și capitanul Precup, au zburat de la Bacău spre Blaj, au aterizat pe această câmpie, pe Câmpia Libertății, și au adus o servetă cu documente foarte importante pentru desfășurarea ulterioară a evenimentelor din Transilvania până la 1 decembrie 1918. Despre ce documente este vorba? Sunt instrucțiuni pe care guvernul Brăteanu, în persoană chiar Brăteanu, le-a transmis celor de la Blaj și celor care din componența Consiliului Național Român Central. Practic, îi asigura de solidaritatea armatei române, spuneau că dacă vor fi probleme, armata română va interveni. Armata română, de fapt, intrase în Transilvania, în partea de est, dar stătea în expectativă tocmai pentru a lăsa românilor din Transilvania să se exprime liber asupra unirii Transilvaniei cu România. O suită de cântece patriotice au fost interpretate pe scena de pe Câmpia Libertății de la Blaj, cuprinsă și de această dată de o mare horă a unirii. Bucuria-n sân, măi române, măi, poartă-ți bucuria-n sân, fii mândru că ești român, măi, române, românaș. De Câmpia Libertății vii românii, vii cu toții, și nu-i vii scol să iubrească, nici Dumnezeu să-i risipească. Aniversarea a 100 de ani de la zborul Unirii a fost marcată și la Cluj-Napoca, printr-o expoziție de fotografie desfășurată în holul casei radio și deschisă până pe 5 decembrie. Expoziția a fost organizată de către filiala Cluj a Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, iar la vernisaj a fost prezentă și Astrid Bălan Male, nepoata locotenentului Vasile Niculescu, pilotul zborului Unirii. Ne-a povestit despre zbor, însă nu am realizat ca și copii de importanța zborului și nici de contribuția pe care el a putut să o aibă cu această ocazie. Deci, zborul îl știam că este aviatorul Unirii, spuneam și la școală de 1 decembrie de fiectare dată, bunicul nostru a adus actele Unirii și profesorii îi dădeau din cap și spuneau, da, că nu scrie nicăieri. Deci bunicul face parte din mari anonimi care au participat și care și-au realizat lucruri extraordinare pentru ca Unirea să se facă și mă bucur. Sunt foarte onorată să fiu astăzi aici și să văd că după atâta timp, 100 de ani era și momentul, este adus la lumină și onorat cum se cuvine.